foaia și pixul. Încep să notez, văd o lume nebună. Încerc să o abandonez, caut o lume nouă la care să mă abonez, doar că e o problemă. Nu știu cum să o abordez, că am destule segmente, trebuie doar să le sudez. Dar cum se face asta? Tot asta studiez, parcă-mi pierd răbdarea. Încep să mă enervez și când am mingea la picior, atunci ratez, vreau să ies din ritmul lor. În morților, că mă simt doar un sclav care stă în decor. Aici se varsă sângele doar pentru amuzament. Vreau să vă văd la sub 2 metri îngrădiți cu ciment. Că toți vor să-ți spună bețe în roate, ne poate să-ți ia mâncarea de la gură. Că altfel nu se poate, pentru mine doar pixul și foaia sunt sfinte. Pixul scrie ce dictez, de asta foaia nu mă minte și reflectă exact ce-mi trece prin minte. Sunt cuvinte care te pot lăsa fără cuvinte. Poezia este singura avuție pe care omul o are încă nejefuită. Până acum tot ce a avut omul a fost jefuit. Sunt scritor nebun și sceptic, mulți mi-o spun. Liderul meu sunt eu, altcuiva nu mă supun. Lupt cu același ideal când schimb partea filei. Cum am luptat să mai pot vedea lumina zilei? Că nu mai vedeam lumea de la capătul pupilei. Nu mai simțeam gustul vieții, doar gustul pastilei. Am o filosofie despre evoluție, că nu mai vreau să văd eșec ca după revoluție. Știi că viitorul tău e un compromis trist și când vezi că pierzi, devii tot mai egoist. Construiesc trecutul să pot privi în urmă, să fiu sigur că ce-am lăsat în spate nu se curmă. Vreau soare la momentul potrivit, vreau ploaie la momentul potrivit, vreau că ambele au roluri de îndeplinit. Vreau să văd natura mea că a înflorit. Vreau să-i văd pe cei dragi liniștiți și veseli. Ăsta e singurul lucru de care ar trebui să-mi pese. Poezia încă nu și-a inventat un Hitler al poeziei ca să fie jefuită de către el. Toți oamenii există poezie, iar poetul este muncitorul